Managerul interimar al complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciobotărică, a mers la București la Ministerul Energiei pentru a discuta despre reorganizarea companiei energetice. Ciobotărică a fost însoțit la această întrevedere de directorul sucursalei electrocentralei Ișalnița, Constantin Bălășoiu. Nu este prima vizită pe care șeful CEO o face la minister, acesta mai purtând discuții și în săptămânile trecute cu Victor Grigorescu și Corina Popescu. Însă cei doi nu au fost mulțumiți de prezentarea făcută de șefii companiei energetice.